Frați și surori, am să vorbesc câteva cuvinte din Scripturi. Trăim o vreme foarte grea. Am înțeles că primul frate care a vorbit în seara aceasta la timpul de rugăciune s-a folosit de Cartea Evrei, vorbind despre Avraam, capitolul 11, 3 versete de s-o a citit. Și eu am să recitesc versetul 10 din 11. Că cel aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Și dânsul vorbea despre Avraam, mi-a zis. Și Scriptura vorbește despre Avraam. Am să mă folosesc în seara aceasta despre Avraam. Am să vorbesc câteva cuvinte din capitolul 22, Genesa. Și am să citesc versetul 1, 2 și 4. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis, Avraame, omul care aștepta o cetate, era credincios. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și a zis, Avraame, iată m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe o munte care ți-l voi spune. Și versetul 4. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Am să vorbesc în seara aceasta trei zile de încercare. Trei zile. Biblia nu ne descrie prea mult despre cele trei zile. Scrie doar atât. Și-a luat slugele pe Isaac, a luat lemne și foc. Și-a plecat a doua zi după ce Dumnezeu i-a vorbit, dinți de dimineață a plecat spre muntele Moria. Am să vorbesc ce nu-i scris aici, dar care noi trăim în 2023. Și eu și tu ne asemănăm că tatăl nostru, părintele Avraam, acest patriarh, om al lui Dumnezeu, auziți ce spune Scriptura despre el. Era un om care Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a ascultat pe Dumnezeu întru totul, umbla înaintea lui Dumnezeu, deși nu vedea nimic. Nu mergea prin vedere, mergea prin credință și Dumnezeu l-a numit Părintele tuturor credincioșilor. Înseamnă că și tata mea. Bunicu. Chiar dacă DNA-ul spune că eu nu sunt evreu. Mi-am făcut și eu DNA-ul. Fiica mea mi-a făcut un cadou odată. Deci, tate, hai, vreau să văd unii bine, ce cu noi. Deci, hai să facem. Și mi-au găsit că vin din vreo 400 de ani în urmă, din regele George, a doua soție de la British, vin din East Europa, 7% sunt evreu. Și după aia ne-a scris o frază care am închis capitolul și am spus, rămân cu Scriptura. Mi-a spus că vin de omul din Neandertal. Și am spus, bă, stai departe. Ăsta nu e scris în Scriptură. Eu vin din Adam, nu din Neandertal, din omul ăla. Nu vin de acolo. Și au greșit ăștia cu DNA-ul care mi l-a dat. Rămân la Scriptură. Și acum, frați și surori, astea trei zile de drumeție, de călătorie, au fost cele mai grele zile pentru Avraam. S-a despărțit de Sara și a spus la Sara, trebuie să plec. Dar unde te duci? Îl iau pe Isaac. Mă duc, Dumnezeu mi l-a cerut să-l aduc ca jertfă.
Am așteptat zeci de ani să am un fiu. M-am rugat, am slujit, am crezut. Și când a venit a fost mare bucurie. Și acum mi-l cere înapoi. Pe singurul tău fiu care îl iubești, nemaipomenit de mult. Adă-mi-o înapoi. Biblia spune că Sara a plecat la rudenie, a fost amărâtă și Isaac mergând pe drum. Vă rog să urmăriți prima zi de tăcere a lui Avram. Prima zi de călătorie. Credeți că mergea? Ori unde este un resferea? Ori unde să cumpăr un pap? Cum mergem noi în vacanță? Sau hai să mă duc, mă întâlnesc de servici. Ok, mă opresc, mai pun pe GPS, mă mai uit la una, nu. Auziți că tâirii mergeau, robii venea în urma lui. Băiatul era lângă el. Și Avram se gândea, Doamne, chiar așa. Îl iubesc mult, e singurul meu fiu. De ce mă zdrobești așa? Mintea lui era ca mintea noastră acum. Ne-am răsărit. Poate ai terminat high school-ul sau ești aproape să-l termini. Unde mă duc? Ce-i cu mine? La ce cale să mă duc? Încotro s-a pus. Doamne, părinții m-au adus la binecuvântare. S-a chemat numele tău peste mine când eram mic. Am crescut în adunare. Am ajuns acum aici. Unde mă duc? Nimeni nu-ți cunoaște gândul de pe mare, să știi. Unul singur, Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu stătea liniștit pe tron? Vreau să vă spun că Dumnezeu nu stătea liniștit pe tron. Se uita la Avram, se uitau îngeri, ei au auzit porunca care Dumnezeu a dat-o. Oare ce vă faci omul ăsta? Ce vă faci? Și vezi niște călători mergând spre muntele Mor. Am călătorit un an de zile în nouă local. Câte gânduri nu trec acum? Poate la păstor mă trece gândul. Oare se va umple localul ăsta vreodată? Așa trec prin mintea păstorilor, gânduri din astea. Oare vor primi toți Duhul Sfânt? Oare Dumnezeu va vindeca pe toți bolnavi de la nas? Va veni o zi când Dumnezeu se vindece. Și ne trec prin mintea noastră mult. Dar vă rog să vă uitați în prima zi. În tăcere, dar mintea lui lucra. Dumnezeu se uită de pe tron să vadă, cum se uită și la noi aici. Oare mă voi căsători? Nu sunt băieți, sunt mai multe fete la nas. Doamne, dar de unde o să mă duci? Băieții se uită, chiar dacă sunt mai multe fete, nu văd niciuna. Dar dintr-o mulțime de fete, el nu vede niciuna, auzi? Păi, poate că este în Georgia una, eu știu. Sau, și în mintea lor gândesc, Dumnezeu se uită de pe tron. Și apoi îl vezi că vine la rugăciune și o vezi plângând, o vezi tăcut, îl vezi tăcut. Frământat în gândurile lui, n-am luat testul. Aș vrea să dau acolo, dar n-am învățat chiar bine. Și n-am să pot. Ce-am să fac? Va trebui să mă sor, dar trebuie să am un serviciu, trebuie să am și eu un geam. Să mă descurc în viață. Unde să o duc pe iubita inimii mele? Ce să fac? Toate acestea sunt, nu-s cu strigete în adunare. Ei, fraților, vreau să mă sor, să cap. Nu, ați auzit vreodată și vreodată? Nu. Treci liniștit. Nu mă iubesc așa cât un parfum. Bă, o trecut. O fată.
în mintea noastră sunt depănări de ghemuri. Avram, inima lui era frântă și se uita, era în căutarea unei patre, a unei cetăți. Dar ce e cu cetatea aceea? Ce cauți, Avrame? Ce cauți? Auzi, caut o cetate unde nu sunt nimeni, nu o să mai ceară fiul. Nimeni nu o să mă mai pune la încurcătură. Când iubesc, voi rămânea iubind, fără să mi se rupă dragostea care o am în mine. De ce îmi rup dragostea acum, care ai pus-o după zeci de ani în inima mea? Sunt întrebări. Și vreau să vă spun la oameni, nu-i răspuns. Dar în Scripturi avem răspuns. Dumnezeu are răspuns la întrebările de tare. Dumnezeu are răspuns la boala ta. Dumnezeu are răspuns la necazul tău. Când nimeni nu te înțelege, Dumnezeu te înțelege. Și în seara aceasta, Dumnezeul biblic, care noi vorbim, este aici, la Nax. O, da, El în cer, pe scaunul Lui. Dar avem pe Duhul Lui, nu suntem orfani. Îmi spunea odată un frate, dacă ar fi Iisus aici, în casa mea, mi-ar vindeca soția. Așa am găsit în Scripturi, când era El pe pământ, trecea prin sate, prin localități, prin cetăți și Domnul vindeca pe toți bolnave, dar acum El e în cer. Și a spus, frate, dar o mers să ne trimită cineva de acolo ca semn că a ajuns. Ne-a trimis Duhul Sfânt. Și a spus, n-am să vă las orfani, nu sunteți singuri, vă trimit Duhul meu. Și Duhul meu poate să lucreze seara aceasta. O zi grea pentru Avram. Urmează o noapte. Oare o, nu scrie Biblia, era deep stresat. Noi pierdem numai câțiva bani și gata. Deci e stresat la maxim, nu mai pot dormi. Am întâlnit multe familii care au, acum mai nou, niște pasteluțe să poată dorme. Mai mult ca atât, și copiii stresați. Și ne-au spus mami, părinți, deși vin de la școală și fac cum și nu pot dormi și dacă nu dorm dimineața nu se pot scula. Și le dau o pastilă să dormă. Auzi copii stresați. Mă întreb, oare cum a dormit Avram în noaptea aia în corp, cu slugile și cu fiul lângă el? Au mai rămas doar două zile. S-a sculat a doua zi dimineață, a pus din nou șaua și au pornit la drum. Nu-i scris în Biblie că Avram și-a zis, bă, ce poiană frumoasă, când a venit la voi, la noi, azi a nins la Chicago. Aici văd pomi înfloriți puțin, unii roșii, unii albi, 70 de grizi. Mă parcă e altă lume după câteva ori. Am avut timp să admir puțin pe drum. Avram nu. Vedeți ce înseamnă un om amărât, dar care merge să împlinească porunca Domnului. Dar nu mă las de Dumnezeu ăsta, nu mă las. Diavolul spunea, renunță! Ia-ți fiul și du-te acasă. Credeți că nu i-a spus diavolul așa? Da. Eu sunt convins că da. Așa cum îți spune și mie și ție. Dar urește-l pe ăsta. Nu vorbi cu el un an de zile. Auzi ce spune diavolul. Și Domnul spune, iubește-l până la moarte. Care-l în spate, du-l. Dar nu-l duc, că miroase greu. Nu-mi place. Nu-mi place fața lui, nu-mi place felul lui, credința lui, nu-mi place. Și Domnul spune, iubește el în spate și du-l. Țin minte în istorie, a întâlnit armata un băiețan, un copil mai mare, și purta un alt băiat în spatele lui, legat de trupul lui. Și când s-a uitat, armata japoneză a spus,
Ce porți ăsta? E un cadavru, e mort deja în spate. Zice, da, e mort, dar e fratele meu. Și îl port cu mine până voi ajunge într-un loc. L-a negat din inimă. Nu-l las, nu-l las. Auzi? Și nu era creștin băiatul ăsta. Un japonez. Dar auzi ce spune Avram aici? Nu vă las, nu vă las. Și tăcut merge înainte. Urmează a treia zi. Mai vine o noapte grea și nu ne cape timpul să ne uităm în gândurile lui Avram ce se întâmplă în cele trei zile. Trei zile, numai trei zile. Interesantă viața. Când odată depinde doar de un ceas, altădată depinde de un minut și ai pierdut avionul. Altădată e sfertul academic între tineri. Deci nu au venit, ai brocat. Și-a trecut un an, poate doi ani de prietenie. Ce simplu! Dar mă uit la omul ăsta, era în căutarea unei patrie. Extraordinar! Avrame, ce faci? Ia-ți copilul și du-te acasă. Nu mă duc. Robi nu vedea ce e în gândul lui. Băiatul nu vedea și auziți, a treia zi, băiatul mai dă o lovitură extraordinar de mare. Tată, am ajuns. Se vede munte. Auzi, avem lemne, avem foc, avem cuțit. Dar unde e mielul? Unde e mielul? Parcă îl văd pe Avram. Au trecut trei zile de chinuială. O voce spunea, lasă-te! Așa cum spune în seara aceasta, nu ești vindecat, boala ta e nevindecabilă. Și o altă șoaptă spune, în seara asta vei fi vindecat. Amin. Domn Divac, du-te înainte! Și mă uit la Avram. Și fiul a fost cea mai grea lovitură în alea trei zile. Ce ai face? Sau ce faci într-o situație? Poate te găsesc chiar în clipa în care Avram a trecut în cele trei zile și spre sfârșitul acestor zile, Biblia zice, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare. Vreau să vă spun, nu suntem scutiți de încercare. Facem școala și după aia dăm examene. Creștem mari și după aia trebuie să dăm examen de maturitate. Mergem la servici și suntem puși la probă, să vedem dacă putem lucra lucrul acela. Înainte de căsătorie, suntem puși la probă. Bă, poate să ducă băiatul ăsta o casă, o nevastă, copii, să meargă înainte. În România era că mergeai la armată, știi, întreba părinții, ai făcut armata? Păi n-am făcut-o. Du-te, nu mai veni la fata mea. Că armata îl mai disciplina pe tânăr, pe băiat. Dar acum aici nu se face armata. Umbli cum vrei, faci ce vrei și numai deodată te trezești în fața examenului. Dar ce mă fac acum? Ce mă fac acum? Frații mei, după cele trei zile, examenul a fost foarte dur, foarte greu. Și în seara aceasta, după un an de zile, am ajuns să dăm un examen. E frumos când spui, avem o casă de rugăciuni frumoasă, e impunătoare, afară arată foarte bine, trecătorii spun, wow, ce locaș frumos! Vii la adunare și te pui pe scaun și aștepți. Dar vreau să spun, în același timp, Dumnezeu ne pune la încercare. Cât de departe am mers în astea trei zile?
Am renunțat la slava și la gloria lui Dumnezeu? Am pierdut credința sau mai am credință că Domnul mă mai poate vindeca? Sau mai am credință că Domnul poate rezolva problema? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu tare, să știți. În seara aceasta am venit să vă spun, nu vă temeți. Din morți ni-l va da înapoi. Așa a spus Avram, să-l dau, îl aduc ca jertfă, dar din cenușă o să mi-l dai înapoi, că ești Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Nu era science, nu era laboratoare, nu era sateliți, nu era mass media, nu era radio, telefoane, iPhone, nu era nimic. Știința care este astăzi. Dar auzi, cum a ajuns omul acesta să creadă că din cenușă, din cenușă Dumnezeu mi-l dă înapoi? Asta este credința sfinților, fraților. Și în seara aceasta suntem chemați să credem în Dumnezeul minunilor. Amin. În Dumnezeul care face minuni, care din cenușii mi-l dă înapoi. Îmi spunea odată un frate de la Biserica Baptistă, de la fratele Popovici, un băiat tânăr, a picat examenul, a terminat universitatea și îmi spunea el, am învățat, dar cred că n-am învățat ce trebuia. Îmi este greu să le spun la părinți că n-am trecut. Și-o venit într-o luni seară și mi-a spus, am în mașină valiza făcută, mă duc la California. Părinții nu știu, dar nu vreau să văd durerea lor când vor afla că n-am trecut. N-am luat examenul final. Și a spus, hai aici la mama și copilul, într-o cameră. Hai să ne rugăm. Și el a spus, frate măreț, nu se mai poate face nimic. E o bătălie pierdut. Am făcut furul la mașină, bagajele sunt acolo, am ceva bani care am economisit. Și când voi putea și voi fi pe picioarele mele, am să dau un telefon la tata și la mama să-i spun că trăiesc, doar atât. Și a spus un om. Dumnezeul nostru face minuni. Și el a spus, e imposibil. Și ne-am rugat. Parcă îl văd și acum, un băiat cu părul crezi puțin, frumos, la chip, plângea în timpul rugăciunii. S-a ridicat și a spus, du-te înapoi acasă. Mai dă o zi la Dumnezeu, o zi. Întoarce-te înapoi acasă și dacă până mâine seară nu se rezolvă problema, du-te. Dar dă-mi și telefonul, să am și telefonul tău. Și mi-l-o dat. Și zice, te ascult. Nu spun nimic, mă mai duc acasă. Bagajul lasă în mașină. Și-a lăsat în mașină. Măsură după amiază. Era ora 3 și o sfert după amiază. Frate Măreț, poți să te întâlnesc undeva? Și-a spus, ești pregătit de drum? Nu. Dumnezeu a făcut o minută. Nu știu cum. A primit e-mail că am luat examenul. A fost un mistake. Când s-a cehuit testul meu, a fost un mistake. Și am luat examenul. Și m-am întâlnit cu el. Ne-am îmbrățișat. A doua zi m-a sunat mama lui, el a mers la părinți și i-a spus. Și-a spus, frate Măreț, îți mulțumim frumos, dar nu eu, n-am făcut nimic. Dumnezeu Biblie, despre care vorbim în seara aceasta,
Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob are putere, fraților. Noi ne rugăm la un Dumnezeu care are putere, are putere, să știți. Niciodată nu m-a învățat Biblia să dau înapoi. Du-te înainte, mergi înainte. Prin credință vom cuceri țara. Prin credință vom fi tămăduiți. Prin credință problemele noastre vor fi rezolvate. Prin credință am să mă însor. Prin credință am să mă mărit. Prin credință am să rezolv problema școlii. Dar nu vă las, mă duc înainte. Dumnezeu are nevoie de oameni de felul acesta. Frați și surori, în seara aceasta Dumnezeu nu vorbește la pereți, vorbește ție și mie. Suntem în criza care Avram a trecut în cele trei zile. Eu întreb, a putut Dumnezeu să rezolve problema lui Avram? Da. Auzi, n-a fost nevoie să vină nevasta de acasă să-l conving. Nu, mi-a spus Domnul, să spună țara, mi-a spus Domnul, nu-l mai aduce pe Isaac. Adă înapoi acasă, problema e rezolvată. Nu. A venit un înger, auzi, până când a ridicat cuțitul. Doctorii spun, ai cancer. Analizele au ieșit rele. Diabetul mare. Colesterol mare. Nu poți dormi. Ai junguri în spate. Te uiți la servici. Mă uiți spre pensie. Salariul nu mă ajunge. A venit târziu în America. Sau primintea ta poți să treacă multe. Dar Dumnezeul acesta a Scripturii are putere, fraților. Și în seara aceasta vom sta înaintea Lui. Îl vom ruga. Dar mă duc cu credința care a avut-o Avram. Stră, bunicu, dacă vrei. E părintele tuturor credincioșilor. Dacă mă numesc credincios evanghelic, eu trebuie să cred cum a crezut Avram cel puțin. Amin. Și în seara aceasta mă duc înainte prin credință. Fraților, e minunat Dumnezeul acesta. Trei zile de încercare. Și câte încercări nu trecem noi, Dumnezeu ne pune la încercare. Oare ce va face Aurel? Oare ce va face Ioana? Vă folosesc ea. Oare ce va face sora noastră, care o știu de mic, de mult, care e la Tennessee? Oare ce va face fătuța asta aici, cu băticul negru, totul care te uiți în spate. Și uite, oare ce va face? Va birui? Va câștiga bătălia? Dar sunt un copil. Sunt un tinecer. Ce Dumnezeu are ceva cu mine, vreau să spun că Dumnezeu are cu tine ceva. Vrea să-ți dea mântuirea. Vrea să-ți dea biruință. Vrea să ai o viață de biruitor prin lumea aceasta. Nu să mergi plângând pe străzi, ci să mergi victorios. Dumnezeul meu trăiește. Când intri în stor, când intri la școală, în clasă, să vadă cei de lângă tine. Ce s-a întâmplat cu tine? Dumnezeul meu trăiește. Ai, ce frumos e așa. Nu trebuie să iei drum să fii happy. Trebuie doar să crezi că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și a murit pentru vina păcatelor mele. Și în seara aceasta Domnul va lucra la cauza mea. Frații mei, nu e o poveste ce v-am spus. Oh, din Vechiul Testament. E ceva foarte actual. Noi numim Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, e și Dumnezeul nostru. Amin. Și Dumnezeu ne pune la probă, la încercare, să vadă ce faci. Ne dă trei zile, trei zile foarte grele, dar Dumnezeu iasă zăruitor. Și îmi place aceasta. Și în seara aceasta sunt convins că aici, la Nax, Dumnezeu va da izbândă în seara aceasta.